فردا فردا بمحبة. وأقول لكم بارك الله فيكم. Vă salut! Astăzi vom discuta despre cele trei mari războaie în care a fost implicat Israelul. Războiul arabo-israelian din 1948, războiul de 6 zile și războiul de Yom Kippur. De asemenea, vom discuta și despre jihadul palestinian. Dacă mi-apreciați conținutul și doriți să susțineți dezvoltarea canalului, vă rog să vă abonați. Vizionare plăcută! Războiul arabo-israelian, cunoscut de israelieni sub numele de Războiul de Independență și de arabi sub numele de Catastrofa, a izbucnit în urma unui război civil de 6 luni dintre arabi și evrei din Palestina Mandatorie. Conflictul a avut loc în contextul retrocedării mandatului britanic în Palestina către Organizația Națiunilor Unite în 1947 și a rezoluției Adunării Generale a ONU, rezoluția 181 din noiembrie 1947, privind împărțirea Palestinei între evrei și arabi. În urma acestor evenimente, conducerea Ișuvului, adică evreii care locuiau în Palestina, cu excepția cercurilor de evrei ultra-religioși, a acceptat împărțirea propusă cu reticență, din cauza unei împărțiri geografice complexe și a pierderii controlului asupra Ierusalimului, care devenise oraș independent. În contrast, liderii arabi palestinieni au respins complet hotărârea de împărțire, bazându-se pe promisiunile majorității statelor arabe de a interveni cu o forță militară masivă. Liga Arabă, prin intermediul Armatei Arabe de Eliberare, și 5 state arabe, Egipt, Irak, Transjordania, Liban și Siria, au invadat Palestina ex-mandatară, înaintând în teritoriul stabilit pentru noul stat israelian creat. Pe 14 mai 1948, cu puțin timp înainte de expirarea mandatului britanic, David Ben-Gurion a oficializat proclamarea statului Israel. Recunoașterea rapidă a noului stat de către lideri importanți, precum președintele SUA Truman și liderul sovietic Stalin, a provocat o reacție puternică din partea Ligii Arabe. Aceasta a respins planul de partiționare al ONU, susținând dreptul la autodeterminare al arabilor în întreaga Palestina. În ciuda eforturilor ONU de a menține o încetare a focului, tensiunile au escaladat rapid într-un război între Israel și statele arabe. În primele zile ale conflictului, 4 dintre cele 7 țări ale Ligii Arabe, Egipt, Irak, Transjordania și Siria, au invadat teritoriul noului stat Israel, sprijinite de Armata de Eliberare Arabă și voluntari din Arabia Saudită, Liban și Yemen. Cooperarea slabă între forțele armate arabe a slăbit eficiența lor militară. Prima încetare a focului stabilită de ONU la 29 mai și aplicată începând cu 11 iunie a fost încălcată de ambele părți, care au găsit modalități de a-și îmbunătăți pozițiile militare în timpul acestei perioade. În timpul primei încetări a focului, embargoul asupra armelor a fost impus cu speranța că niciuna dintre părți nu va câștiga avantaje. Cu toate acestea, atât Israelul cât și statele arabe au găsit modalități de a evita restricțiile. Israelienii au obținut arme din Cehoslovacia, au îmbunătățit pregătirea forțelor lor și au reorganizat armata. În același timp, forțele arabe au încălcat acordul prin aducerea de unități proaspete și blocarea aprovizionării către așezările israeliene izolate. În ciuda unei speranțe inițiale că încetarea focului ar permite o soluționare pașnică, ambele părți au folosit această perioadă pentru a-și întări pozițiile militare, escaladând astfel conflictul. Bernadotte, mediatorul ONU, a vorbit despre pace până la Crăciun, dar a constatat că lumea arabă a continuat să respingă existența unui stat evreu. A doua fază a conflictului, desfășurat între 8 și 18 iulie 1948, a fost marcată de ofensive israeliene simultane pe fronturi multiple. Operațiunile israeliene precum Deni, Dekel și Broș au dus la schimbări semnificative ale fronturilor. În operațiunea israeliană Deni, de exemplu, au fost expulzați aproximativ 60.000 de palestinieni. În ciuda încercărilor ONU de a impune a doua încetare a focului la 18 iulie, conflictul s-a intensificat și a continuat să afecteze teritoriile în dispută.
Acest segment al istoriei conflictului israeliano-arab oferă o privire detaliată asupra evenimentelor care au stat la baza unei perioade tumultoase, în care tensiunile dintre Israel și statele arabe au atins cote extreme, având consecințe profunde asupra regiunii și relațiilor internaționale. În timpul încetării focului, egiptenii au blocat sistematic trecerea convoailor de aprovizionare către așezările afectate, deschizând focul asupra lor în contradicție cu termenii încetării focului. La 15 octombrie au atacat un alt convoi de aprovizionare, declanșând deja planificata operațiune Yoav. Scopul acesteia era să creeze o breșă între forțele egiptene de-a lungul coastei și drumul Hebron-Ierusalim și să deschidă calea către așezările Negev încercuite. Yoav a fost condusă de comandantul frontului de sud, Igal Alon. Operațiunea a fost un succes, zdrobind rândurile armatei egiptene și forțând retragerea forțelor egiptene din nordul Neghevului. Între timp, la 19 octombrie, operațiunea Hahar a început să se desfășoare în coridorul Ierusalimului. La 22 octombrie a intrat în vigoare a treia încetare a focului. Înainte de răsăritul zilei de 22 octombrie, sfidând ordinul de încetare a focului al Consiliului de Securitate al ONU, unitățile Ligii Arabe au atacat o poziție a Israelului. Ben Gurion a respins inițial cererea lui Moshe Carmel de a lansa o contraofensivă majoră, fiind precaut în a antagoniza Națiunile Unite imediat după ordinea de încetare a focului. În zilele de 24-25 octombrie, trupele Ligii Arabe au tras în mod regulat asupra așezărilor și asupra traficului public. Armata Israelului a cerut retragerea Ligii Arabe din pozițiile capturate și, după un nu categoric din partea acestora, a informat ONU că se consideră liberă să facă ce dorește. La 24 octombrie, trupele israeliene au lansat operațiunea Hiram și au capturat întregul nord al Galileei, inițial atribuit arabilor de planul de partiționare. A forțat armata Ligii Arabe să se retragă în Liban. La sfârșitul lunii, Israelul capturase întreaga Galilee și avansase cu 5 mile în Liban, până la râul Litani. La 22 decembrie, forțe israeliene au început operațiunea Horev. Scopul acesteia era să înconjoare armata egipteană în fâșia Gaza și să o forțeze să încheie războiul. Operațiunea a fost o victorie decisivă pentru Israel, iar raidurile izraeliene în zona Nitzana și în peninsula Sinai au determinat armata egipteană să se retragă în fâșia Gaza, unde a fost încercuită. Forțele izraeliene s-au retras din Sinai și Gaza sub presiunea internațională și după ce britanicii au amenințat că vor interveni împotriva Israelului. Guvernul egiptean a anunțat pe 6 ianuarie 1949 că este dispus să intre în negocieri de armistițiu. Alon l-a convins pe Ben Gurion să continue conform planului, dar acesta i-a spus: știi valoarea negocierilor de pace cu Egipt? Până la urmă, aceasta este marea noastră visare. Era sigur că Transjordania și celelalte state arabe vor urma exemplul. La 7 ianuarie 1949 a fost realizată o încetare a focului. La 5 martie, Israelul a lansat o nouă operațiune. Până pe 10 martie, israelienii au ajuns la Rash și au ocupat-o fără luptă. Brigada Negev și Brigada Golani au participat la operațiune, au ridicat un stag făcut manual, stagul de cerneală, și au revendicat Rash pentru Israel. În urma războiului arabo-israelian din 1948, aproximativ 700.000 de arabi palestinieni au fugit sau au fost expulzați. În 1951, Comisia ONU pentru Conciliere în Palestina a estimat că numărul refugiaților palestinieni deplasați din Israel era de 711.000. Această cifră nu include palestinienii dislocați în teritoriile aflate sub control israelian. De la încheierea războiului, diferite tradiții istoriografice au interpretat evenimentele din 1948 în mod diferit. În narativa israeliană, acesta este războiul de independență al Israelului. În narativa palestiniană, războiul din 1948 este văzut ca o catastrofă. Mișcarea sionistă este considerată un colonizator de așezări, israelienii sunt văzuți ca și cuceritori, iar palestinienii ca victime.
Estimările asupra numărului trupelor implicate și al pierderilor umane arată așa. Numărul forțelor implicate, Armata Arabă de Eliberare și Statele Arabe. Egipt, inițial 10.000, ajungând la 20.000. Transjordania, 7.500-10.000 de soldați. Irak, inițial 2.000, ajungând la 15.000 sau 18.000. Siria, 2.505.000. Liban, 436. Arabia Saudită, 800-1.200, sub comandă egipteană. Yemen, 300. Armata de Eliberare Arabă, 3.500-6.000. Total forțe arabe, inițial aproximativ 13.000, minimum a fost de 51.100, maximum a fost de aproximativ 63.500. Armata israeliană, inițial 29.677, iar la finalul războiului au fost mobilizați 117.500. Numărul victimelor, civili, Israel aproximativ 2.400, arabi, palestinieni, cifre exacte nu sunt disponibile, dar pierderile au inclus atât luptători cât și civili și variază între 3.000 și 13.000. Militari, Israel aproximativ 4.000 de militari morți, arabi între 7.100 și 13.000 de morți în rândul forțelor armate arabe, Egipt, Transjordania, Irak, Siria, etc. O problemă care afectează istoriografia anului 1948 este accesul la surse și arhive, care ar putea fi distruse, confiscate, cenzurate sau făcute altfel indisponibile. Barierele lingvistice reprezintă o altă piedică, deoarece majoritatea cercetărilor sunt publicate exclusiv în limba maternă a autorului și nu sunt traduse. Narativele din 1948 au avut de asemenea consecințe pentru refugiații palestinieni. Israelienii, indiferent dacă au fost cuceritori sau nu, au fost în mod incontestabil învingătorii războiului și din acest motiv, printre altele, au reușit să propage mai eficient decât adversarii lor propria lor versiune a acestui război fatal. În concluzie, războiul arabo-israelian din 1948 a fost un moment definitoriu și complex în istoria modernă a Orientului Mijlociu. Această confruntare, marcată de conflicte teritoriale, interpretări divergente și intervenții externe, a avut consecințe semnificative asupra regiunii și a relațiilor internaționale. Desfășurându-se în urma împărțirii Palestinei propuse de ONU și a proclamării independenței statului Israel, războiul a generat o serie de evenimente dramatice care au sculptat conturul geopolitic al regiunii pentru decenii. Interpretările istoriografice divergente și narativele distincte ale părților implicate reflectă adâncimea complexității acestui conflict și a impactului său durabil. De la luptele intense pentru controlul asupra teritoriilor, la tragedia umană a refugiaților palestinieni și exodul evreilor din țările arabe, fiecare aspect al războiului a lăsat o amprentă profundă asupra evoluției ulterioare a regiunii. Controversele în legătură cu drepturile și legitimitatea ambelor părți continuă să alimenteze tensiunile și disputele în prezent. În lumina acestui război complex, cu implicații adânci și durabile, rămâne esențială căutarea soluțiilor pașnice și dialogul deschis pentru a construi un viitor în care coexistența și înțelegerea să primeze. Războiul din 1948 rămâne un capitol esențial în istoria regiunii, amintindu-ne de fragilitatea păcii și necesitatea eforturilor comune pentru o coabitare pașnică și durabilă. Războiul de 6 zile, desfășurat între 5 și 10 iunie 1967, a reprezentat un episod critic în istoria conflictelor din Orientul Mijlociu, avându-i ca protagoniști pe Israel și alianța formată din statele arabe, Egipt, Iordania și Siria. În urma victoriei militare a Israelului, fâșia Gaza, peninsula Sinai, platoul Golan și Cisjordania au fost ocupate. Evenimentele care au condus la acest conflict au rădăcini adânci în tensiunile din zona respectivă. Încă din 1964, când Israelul a deviat cursul râului Iordan pe teritoriul său, iar Siria a încercat o acțiune similară, tensiunile au crescut. În această perioadă, niciunul dintre statele arabe nu recunoscuse oficial Israelul, dar cu toate acestea acceptaseră situația creată de superioritatea militară a acestuia.
Divizarea dintre forțele progresiste prosovietice și cele conservatoare pro-occidentale contribuia la slăbirea coaliției arabe. Palestinienii, deveniți din ce în ce mai activi politic și militar, au înființat Organizația pentru Eliberarea Palestinei în 1964, iar mișcarea Fatah a comis primele acte de terorism în 1965. Tensiunile au atins cote maxime, iar Israelul, simțindu-se amenințat de influența Uniunii Sovietice și de sprijinul Siriei acordat mișcărilor de gherilă împotriva sa, a adoptat o politică militară agresivă. În acest context, comandantul statului major al armatei israeliene, Itzhak Rabin, a considerat că securitatea Israelului poate fi garantată doar printr-un acord de pace cu toate statele arabe. În lipsa unui astfel de acord, s-a pus problema extinderii controlului israelian către nord până la râul Litanii, est până la Valea Iordanului și sud până la Canalul Suez. Cu toate acestea, premierul Levi Eshkol a fost rezervat în privința acestor planuri. Avertismentul Uniunii Sovietice la 13 mai 1967, privind o posibilă invazie israeliană în Siria, a dus la mobilizarea Egiptului în peninsula Sinai și la blocarea strâmtorii Tiran pentru transportul naval israelian. Aceste acțiuni au crescut tensiunile, iar Israelul a fost forțat să facă față prezenței militare egiptene la granițele sale. La 17 mai 1967, două avioane egiptene au survolat reactorul atomic de la Dimona, amplificând temerile israeliene. Nasser, subestimând puterea militară a Israelului și bazându-se pe sprijinul implicit al Uniunii Sovietice, a continuat provocările, blocând strâmtoarea Tiran și mobilizând aliații în conflict. În acest context, statul major al armatei israeliene a insistat asupra necesității unei reacții militare, iar premierul Eshkol a căutat soluții diplomatice. În ciuda presiunii internaționale împotriva blocării strâmtorii Tiran, atitudinea Washingtonului și Londrei a fost inițial împotriva declanșării unui război. De Gaulle a avertizat că Franța se va opune părții care va declanșa conflictul. Cu toate acestea, președintele american Johnson a asigurat Israelul de sprijin, iar Nasser a perceput aceste reacții diplomatice ca o încurajare a politicii sale. Astfel, criza din Orientul Mijlociu a evoluat rapid către un punct de non-întoarcere, marcând începutul războiului de 6 zile. Nemulțumit de atitudinea expectativă a Occidentului și a guvernului Eshkol, generalul Ariel Sharon a discutat deschis despre posibilitatea unui puci. Odată cu aderarea Arabiei Saudite la coaliția egipteano-iordaniană, guvernul israelian a fost supus unei presiuni considerabile din partea armatei și a opoziției de dreapta interne. Aceste grupuri au solicitat acțiuni imediate împotriva amenințărilor militare și a poziționării provocatoare a Egiptului. În încercarea de a forma o coaliție internă, premierul Levi Eshkol a dizolvat guvernul pe 1 iunie 1967. Ulterior, Eshkol a constituit un guvern al Unității Naționale, avându-l pe Moshe Dayan în funcția de ministru al apărării, iar Menachem Begin, liderul blocului de opoziție de dreapta Gahal, a devenit ministru fără portofoliu. Ambii politicieni susțineau deschis expansiunea teritorială a Israelului, cu precădere în zona Cisjordaniei. Pe 4 iunie 1967, consilierul președintelui american pentru chestiuni de securitate a semnalat printr-un memorandum aprobarea unei acțiuni militare israeliene. În aceeași zi, luând în considerare avantajul strategic al Egiptului prin blocarea strâmtorii Tiran, guvernul israelian a hotărât să declanșeze ofensiva militară împotriva coaliției arabe. Cronologia conflictului militar a evoluat astfel. 5 iunie. Forțele aeriene israeliene au bombardat simultan 11 baze aeriene egiptene, distrugând o mare parte din aviația militară a Egiptului. 6 iunie. Trupele israeliene au ocupat fâșia Gaza, iar unități de tancuri au pătruns în peninsula Sinai. 7 iunie. Israelul a cucerit malul stâng al Iordanului și partea de est a Ierusalimului, anexată ulterior pe 27 iunie 1967. 8 iunie. Tancurile israeliene au ajuns până la canalul Suez, iar forțele egiptene au capitulat. 9 iunie.
Forțele izraeliene au atacat Siria, cucerind o mare parte din platoul Golan. 10 iunie, încetarea ostilităților. După război, Israelul controla un teritoriu de aproape 4 ori mai mare decât la începutul conflictului, iar 400.000 de palestinieni s-au refugiat în Iordania. Pe planul echipamentului militar, arabii și izraelienii au utilizat arsenaluri diverse. Armatele arabe s-au bazat în principal pe echipament militar sovietic, în timp ce armata izraeliană a avut în arsenal armament occidental. Principalele operațiuni militare au fost operațiunea Focus, distrugerea forței aeriene egiptene. Pe 5 iunie 1967, Israelul a declanșat operațiunea Focus, un atac aerian masiv menit să anihileze bazele aeriene egiptene. Scopul acestei acțiuni a fost eliminarea rapidă a capacității aeriene a Egiptului, pregătind terenul pentru o ofensivă terestră în peninsula Sinai. Rezultatul a fost devastator, cu forța aeriană egipteană fiind aproape în întregime distrusă, facilitând astfel avansul ulterior al forțelor terestre izraeliene. Bătălia din Sinai, controlul asupra peninsulei. În urma operațiunii Focus, Israel a lansat o operațiune terestră în peninsula Sinai. Avansând rapid și înfrângând armata egipteană, Israelul a ajuns rapid la canalul Suez. Rezultatul acestei acțiuni a fost capturarea și controlul asupra întregii peninsule Sinai, poziționând Israelul într-un avantaj strategic semnificativ. Capturarea înălțimilor Golan. O victorie împotriva Siriei. După bombardarea teritoriului izraelian din înălțimile Golan de către forțele siriene, Israelul a lansat o ofensivă terestră decisivă susținută de forțele aeriene. În doar câteva zile, Israelul a capturat înălțimile Golan, consolidându-și astfel poziția strategică față de Siria. Operațiunea Pleșe, extinderea teritorială prin capturarea fâșiei Gaza. Operațiunea Pleșe s-a desfășurat în paralel cu avansul în peninsula Sinai și a vizat capturarea fâșiei Gaza de la Egipt. Această operațiune s-a încheiat cu succes, adăugând alt teritoriu disputat la câștigurile teritoriale ale Israelului și contribuind la transformarea geopolitică a regiunii. Aceste acțiuni au fost pilonii principali ai războiului de 6 zile, marcând un moment de cotitură în istoria modernă a Orientului Mijlociu și având consecințe semnificative asupra relațiilor geopolitice din regiune. Războiul din 1967 dintre Israel și statele arabe a generat consecințe semnificative la nivel internațional. Perspectivele internaționale în acea perioadă cuprind aspecte relevante privind reacțiile și schimbările de poziție ale unor mari actori globali. Generalul de Gaulle al Franței a emis avertismente împotriva declanșării războiului și a declanșat opoziția Franței față de orice parte care ar începe conflictul. În același timp, guvernele Marii Britanii și SUA au condamnat blocarea strâmtorii Tiran de către Egipt, propunând organizarea unei regate a Mării Roșii, ca o acțiune simbolică pentru libertatea căilor maritime din Golful Aqaba. Președintele Johnson a preferat o soluționare politică a conflictului, afirmând că SUA nu vor lăsa singur Israelul în fața provocărilor. După eșecul regatei Mării Roșii, Statele Unite și Marea Britanie au început să vadă pericolul blocării canalului Suez și amenințarea la adresa circuitului transportului de petrol. Vizita lui Meir Amit, șeful Mossadului izraelian, la Washington, pe 31 mai 1967, a avut un impact semnificativ în schimbarea atitudinii Statelor Unite față de Israel. Conducerea CIA și secretarul pentru apărare, Robert McNamara, au fost convinși de validitatea teoriei lui Eisenhower pentru efectul de domino în regiune. Poziția Uniunii Sovietice a fost ambiguă înainte de izbucnirea războiului, cu demersuri atât pentru atragerea SUA în conflict prin avertismente date Egiptului, cât și împotriva escaladării situației la granița dintre Siria și Israel. După izbucnirea războiului, statele Pactului de la Varșovia, cu excepția României, au condamnat agresiunea izraeliană. România, menținând relații cu Israelul, a adoptat o declarație de independență în politica externă, fiind percepută de Uniunea Sovietică ca o sfidare. Relațiile dintre România și Israel au continuat să se îmbunătățească,
iar după războiul de 6 zile, Israelul a inițiat deschiderea unei linii diplomatice cu Republica Chineză prin intermediul României. În concluzie, contextul internațional din acea perioadă a fost marcat de reacții diferite ale marilor puteri și schimbări în dinamica geopolitică, cu implicații de durată asupra regiunii Orientului Mijlociu și relațiilor internaționale. Acest război a avut consecințe semnificative asupra regiunii și a modelat ulterior politica și conflictele din Orientul Mijlociu. În ceea ce privește bilanțul pierderilor, este important să menționăm că cifrele exacte pot varia în funcție de sursele utilizate. Se estimează că Israelul a suferit aproximativ 776 de morți în timpul conflictului. Cheltuielile pentru Israel au fost semnificative, dar acestea au fost compensate de faptul că țara a obținut avantaje teritoriale semnificative. Egiptul a suferit un număr semnificativ mai mare de pierderi umane decât Israelul. Se estimează că Egiptul a avut între 10.000 și 15.000 de morți. Pierderile materiale ale Egiptului au fost substanțiale, inclusiv pierderi de echipament militar, aeronave și facilități infrastructurale. Și Iordania a suferit pierderi umane semnificative, iar numărul exact variază în funcție de surse. Se estimează că între 6.000 și 10.000 de iordanezi au fost uciși. Iordania a pierdut și controlul asupra Cisjordaniei, iar aceasta a fost una dintre principalele pierderi teritoriale. În Siria se estimează că au murit aproximativ 1.000 de oameni în timpul conflictului. Siria a pierdut și controlul asupra înălțimilor Golan, o regiune strategică. Bilanțul pierderilor reflectă doar o parte a consecințelor acestui război. Războiul de 6 zile a avut un impact major asupra dinamicii geopolitice din Orientul Mijlociu, creând dispute teritoriale îndelungate și afectând relațiile dintre Israel și statele arabe. În urma războiului de 6 zile, Israelul a obținut câștiguri teritoriale semnificative și a consolidat poziția sa în regiune. Principalele câștiguri ale Israelului au inclus 1. Cisjordania. Israelul a ocupat Cisjordania, o regiune situată la vest de Iordania, în timpul războiului. Aceasta a inclus orașe importante precum Ierusalimul de Est și Betleem. Controlul asupra Cisjordaniei a avut un impact major asupra viitoarelor relații regionale și a generat conflicte ulterioare. 2. Fâșia Gaza. Israelul a preluat controlul asupra fâșiei Gaza în timpul războiului. Deși ulterior s-a retras din fâșia Gaza în 2005, teritoriul a rămas o sursă majoră de conflict între Israel și mișcarea islamistă Hamas. 3. Peninsula Sinai. Israelul a ocupat peninsula Sinai de la Egipt. Totuși, în urma presiunilor internaționale și a negocierilor ulterioare, Israelul a evacuat peninsula Sinai în etape, începând cu 1979, odată cu semnarea Tratatului de Pace Israel-Egipt. 4. Înălțimile Golan. Israelul a ocupat înălțimile Golan de la Siria. Controlul asupra acestei regiuni înalte și strategic a rămas una dintre cele mai disputate chestiuni în Orientul Mijlociu. În 1981, Israelul a anexat oficial înălțimile Golan, o mișcare neacceptată de comunitatea internațională care consideră această acțiune drept ilegală. Câștigarea acestor teritorii a consolidat securitatea Israelului într-o anumită măsură, dar a generat și conflicte îndelungate cu statele arabe și a contribuit la perpetuarea tensiunilor în regiune. Aceste câștiguri teritoriale au rămas o sursă majoră de dispută în politica internațională și în relațiile regionale din Orientul Mijlociu. Războiul de Yom Kippur, care a avut loc în octombrie 1973, a fost rezultatul unui context regional complex și tensionat în Orientul Mijlociu. Cauzele premergătoare acestui conflict includ mai multe aspecte politice, militare și sociale. 1. Dezechilibru strategic post-războiul de 6 zile din 1967. După victoria rapidă a Israelului în războiul de 6 zile, Israelul a ocupat teritorii extinse, inclusiv peninsula Sinai, fâșia Gaza, Cisjordania și înălțimile Golan. Această extindere teritorială a creat tensiuni semnificative în regiune. 2. Dorința de recuperare a teritoriilor. Egiptul și Siria, în special, au simțit presiunea internă și externă de a recâștiga teritoriile pierdute în 1967. Aceasta a condus la dezvoltarea unui sentiment de umilință și dorința de revanșă. 3. Înclinații politice și religioase.
Războiul a coincis cu sărbătoarea evreiască Yom Kippur și Ramadanul, lunile sfinte ale musulmanilor. Alegerea momentului a fost semnificativă din punct de vedere simbolic și a evidențiat caracterul profund încărcat emoțional al conflictului. 4. Războiul de uzurpare. Atât Egiptul cât și Siria au considerat că acum au un plan militar mai solid pentru a-și recupera teritoriile pierdute. Egiptul a depus eforturi semnificative pentru a-și reconstrui armata și a primi sprijinul sovietic, iar Siria a făcut același lucru cu sprijinul militar al Uniunii Sovietice. 5. Implicarea puterilor străine. Statele Unite și Uniunea Sovietică au jucat un rol semnificativ, furnizând sprijin militar și politic statelor lor aliate din regiune. Această implicare a contribuit la escaladarea conflictului și a accentuat tensiunile geopolitice. 6. Eșecul proceselor de pace. Eforturile de a ajunge la o soluție pașnică, inclusiv conferința de la Geneva din 1971, nu au reușit să aducă o soluție durabilă. Această lipsă de progres în procesele de pace a alimentat sentimentul de frustrare și a dus la creșterea tensiunilor. Cauzele complexe și interconectate ale războiului de Yom Kippur au contribuit la declanșarea unui conflict major, cu consecințe semnificative asupra regiunii și relațiilor internaționale. Războiul de Yom Kippur a început la 6 octombrie 1973, când trupele egiptene și siriene au lansat un atac surpriză împotriva Israelului în timpul sărbătorii Yom Kippur, ziua cea mai sfântă din calendarul evreiesc. Atacul a fost coordonat și a avut loc simultan pe frontul de est, în peninsula Sinai, și pe frontul de nord, în înălțimile Golan. Iată cum au decurs primele zile ale conflictului. Atacul egiptean în peninsula Sinai. Trupele egiptene au lansat un atac masiv împotriva liniilor de apărare izraeliene în peninsula Sinai, care fusese ocupată de Israel în urma războiului de 6 zile din 1967. Utilizând trupe de infanterie blindate și artilerie, Egiptul a reușit să depășească inițial liniile defensive ale Israelului și să recucerească porțiuni semnificative din Sinai. Atacul sirian în înălțimile Golan. În același timp, Siria a lansat un atac asupra înălțimilor Golan, teritoriu strategic controlat de Israel. Forțele siriene au folosit artilerie puternică și tancuri pentru a încerca să spargă liniile defensive izraeliene. Reacția Israelului. Inițial, Israel a fost luat prin surprindere de intensitatea atacurilor. Totuși, armata izraeliană a reacționat rapid, mobilizând rezervele și contraatacând pe ambele fronturi. Israelul a suferit pierderi semnificative în primele zile ale conflictului, iar situația a devenit extrem de dificilă pentru forțele sale. Răspunsul internațional. Comunitatea internațională a fost profund implicată în conflict. Statele Unite și Uniunea Sovietică au încercat să medieze și să evite escaladarea conflictului la o confruntare directă între cele două superputeri. Evoluția situației. Pe măsură ce conflictul s-a desfășurat, Israelul a reușit să se recupereze și să respingă avansul trupelor inamice. În Sinai, în special, contraofensiva izraeliană a fost deosebit de eficientă. Aceste prime zile de conflict au fost caracterizate de o intensitate semnificativă, pierderi umane mari și schimbări rapide ale situației pe teren. Războiul de Yom Kippur avea să continue timp de aproape 3 săptămâni, având un impact semnificativ asupra regiunii și relațiilor internaționale. În timpul războiului de Yom Kippur, Irakul a fost implicat în conflict de partea statelor arabe care luptau împotriva Israelului. Cu toate acestea, implicarea Irakului a fost mai limitată și mai puțin semnificativă decât cea a altor actori regionali precum Egiptul și Siria. Principalele contribuții ale Irakului la conflict au fost: Irakul a trimis o forță relativ mică pentru a sprijini eforturile militare ale Egiptului și Siriei împotriva Israelului. Cu toate acestea, aceasta nu a fost o prezență la fel de semnificativă precum trupele egiptene și siriene. Implicarea Irakului a fost, în primul rând, o expresie a solidarității arabe împotriva Israelului și a sprijinului pentru cauza palestiniană. Participarea Irakului a fost, în mare parte, un gest politic menit să consolideze Uniunea și solidaritatea în rândul statelor arabe. În plus față de aspectele militare, Irakul a fost implicat și în embargoul petrolului împotriva țărilor care susțineau Israelul,
Această mișcare a avut un impact economic și politic, contribuind la schimbarea dinamicii regionale și internaționale. În timpul războiului de Yom Kippur, echipele militare ale statelor implicate și-au mobilizat trupele și echipamentele cu determinare pentru a susține obiectivele în conflict. În continuare vă prezint efectivele trupelor și echipamentelor folosite de principalii participanți. Israel, efective 415.000 de soldați, tancuri 1.500, transportoare blindate 3.000, artilerie 945 de piese de artilerie de 100 de mm și mai mari, aviație 561 de avioane de luptă și 84 de elicoptere, marină 38 de nave de război, Egipt, efective 800.000 de soldați, 300.000 pe fronturile de luptă, tancuri 2.400, transportoare blindate 2.400, artilerie 1.120 de piese de artilerie de 100 de mm și mai mari, aviație 690 de avioane și 161 de elicoptere, marină 104 nave de război. Siria, efective 150.000 de soldați, 60.000 pe fronturile de luptă, tancuri 1.400, transportoare blindate 800, artilerie 600 de piese de artilerie de 100 de mm și mai mari, aviație 350 de avioane și 36 de elicoptere, marină 21 de vase de război. Irak, efective 60.000 de soldați, tancuri 700, transportoare blindate 500, artilerie 200 de piese, aviație 73 de avioane. Aceste efective și echipamente reflectă dimensiunea și puterea militară mobilizată în timpul conflictului. Cu toate acestea, este important să menționăm că aceste cifre sunt doar o parte din tabloul general, iar impactul luptelor și rezultatul final au fost influențate de o varietate de factori, inclusiv strategie tactică și condiții de teren. Deși Israelul a reușit să-și revină și să-și impună controlul, rezistența arabă și pierderile semnificative au marcat în continuare regiunea. După aproape 3 săptămâni de lupte, ONU a mediat un acord de încetare a focului. A urmat conferința de la Geneva, care a avut ca scop inițial să aducă pacea în regiune. Războiul de Yom Kippur a avut consecințe profunde asupra regiunii, schimbând dinamica puterii și influențând evoluția ulterioară a conflictelor în Orientul Mijlociu. A reprezentat și un moment crucial în istoria militară, evidențind importanța pregătirii strategice și a înțelegerii contextului geopolitic. Pierderile umane și materiale în urma războiului de Yom Kippur au fost semnificative pentru toate părțile implicate. Un rezumat al pierderilor suferite de principalele forțe militare arată așa. Tabăra Israelului, pierderi umane, 2656 de morți și 7250 de răniți. Tancuri, 400 distruse și 600 avariate s-au reintrat în luptă. Avioane, 102 avioane distruse. Iar estimările din tabăra arabă arată astfel. Estimări occidentale, 8.500 de morți și 19.540 de răniți. Estimările izraeliene, 15.000 de morți și 35.000 de răniți. Tancuri, 2.250 distruse sau capturate. Avioane, 432 distruse. Aceste pierderi semnificative reflectă amploarea intensității conflictului și determinarea părților implicate. În urma războiului de Yom Kippur, pierderile umane și materiale au avut un impact profund asupra regiunii, contribuind la schimbări ulterioare ale peisajului geopolitic și diplomatic din Orient. Războiul de Yom Kippur, cu toată furtuna sa de foc și suferință, a adus în urma sa o schimbare profundă în istoria Orientului Mijlociu. În urma conflictului s-au deschis uși pentru un dialog care, deși dificil și cu numeroase obstacole, a marcat începutul unor negocieri de pace. Acordurile de la Camp David și Tratatul de Pace Israel-Siria au fost rezultate directe ale acestei deschideri către dialog, ilustrând dorința de a depăși animozitățile și a găsi soluții durabile. Realinierea politică și militară a regiunii a devenit inevitabilă după războiul de Yom Kippur. Țările implicate și-au revizuit tacticile și strategiile militare, învățând lecții valoroase din confruntare.
În același timp, implicarea directă a Statelor Unite și Uniunii Sovietice a subliniat importanța strategică a Orientului Mijlociu în contextul geopolitic global. Impactul economic și energetic al războiului a fost simțit la nivel mondial, prin embargoul petrolului și instabilitatea din regiune. Aceste evenimente au evidențiat vulnerabilitatea regiunii și au stârnit interesul internațional în asigurarea stabilității energetice. Pierderile umane și materiale au impus constrângeri bugetare și reforme militare în toate țările implicate. Acest aspect a generat schimbări în modul în care s-au gestionat resursele și a pus bazele pentru o abordare mai atentă și pregătire mai riguroasă în privința conflictelor viitoare. Astfel, războiul de Yom Kippur nu a fost doar o confruntare armată, ci și un eveniment care a conturat evoluția politică, militară și economică a Orientului Mijlociu. Impactul său a depășit granițele geografice ale conflictului, influențând modul în care actorii regionali și internaționali au abordat problemele complexe ale regiunii în decadele care au urmat. Termenul jihad poate avea mai multe înțelesuri și interpretări, în funcție de contextul cultural, religios și istoric. Este important să facem distinția între jihadul în sensul său corect și utilizarea acestuia în contextul grupurilor teroriste, cum ar fi jihadul islamic palestinian. Jihad în sensul său corect. În islam, jihadul se referă la un efort sau o luptă și poate fi interpretat în mai multe moduri. Jihadul spiritual sau jihadul intern. Acesta se referă la eforturile personale de a îmbunătăți caracterul moral și spiritual al individului, de a lupta împotriva tentațiilor rele și de a se apropia de Dumnezeu. Jihadul moral, acesta implică eforturi de a promova justiția și dreptatea în societate și de a ajuta pe cei în nevoie. Jihadul apărător se referă la autoapărarea împotriva agresiunii și opresiunii, dar numai într-un context de legitimă apărare. Și jihadul palestinian terorist. Grupurile teroriste, precum jihadul islamic palestinian, utilizează termenul jihad pentru a-și justifica acțiunile violente împotriva inamicilor lor, în special împotriva Israelului și a susținătorilor săi. Aceste grupuri interpretează jihad într-un mod distorsionat și îl folosesc ca pretext pentru atacuri teroriste, inclusiv atacuri sinucigașe, bombe și alte acte violente îndreptate împotriva civililor nevinovați. Astfel de acțiuni sunt condamnate de majoritatea comunităților musulmane și sunt considerate contrare învățăturilor corecte ale islamului. Jihadul în sensul său corect se referă la diverse forme de eforturi personale și colective care pot include auto-îmbunătățirea, moralitatea și apărarea legitimă, în timp ce jihadul terorist este o distorsiune a acestui concept și implică utilizarea violenței nejustificate și a terorii în numele religiei. Mișcarea jihadului islamic palestinian, cunoscută simplu sub numele de Jihadul Islamic Palestinian, este o organizație paramilitară islamistă palestiniană formată în 1981. S-a format ca o ramură a frăției musulmane și a fost influențată ideologic în formarea sa de regimul islamic din Iran. Este membru al Alianței Forțelor Palestiniene, care respinge acordurile de la Oslo și al cărei obiectiv este stabilirea unui stat islamic palestinian suveran. Apelează la distrugerea militară a Israelului și respinge o soluție cu două state. Sprijinul financiar al organizației a provenit în principal istoric din Siria și Hezbollah. Din 2014, organizația și-a văzut puterea crescând constant cu sprijinul fondurilor din Iran. Aripa armată constă în brigăzile Al-Quds, cunoscute și sub numele de Saraya, de asemenea formată în 1981, care este activă în Cisjordania și fâșia Gaza, cu principalele sale forturi în Cisjordania fiind orașele Hebron și Jenin. Operațiunile sale au inclus atacuri sinucigașe, atacuri asupra civililor israelieni, precum și trageri de rachete în Israel vizând civili. PIJ a fost desemnat organizație teroristă de Statele Unite, Uniunea Europeană, Regatul Unit, Canada, Australia, Noua Zeelandă și Israel. Jihadul islamic palestinian a fost formal înființată în Gaza în 1981 de către doi activiști palestinieni, Fatih al-Aziz Shakaki, un medic din Rafa, și Shaikh al-Aziz Auda, un predicator islamic din tabăra de refugiați Jabalia. Viziunile lor privind distrugerea Israelului i-au condus în 1979 să înființeze jihadul islamic fracțiunea Shakaki, o ramură al jihadului islamic egiptean, și au efectuat operațiuni în Egipt.
Fracțiunea Shakaki a fost expulzată din Egipt în 1981, în urma asasinării lui Anwar Sadat, al treilea președinte al Egiptului, de către jihadul islamic egiptean. Shakaki și Auda s-au întors în Gaza, unde au înființat formal jihadul islamic palestinian, de unde și-au continuat operațiunile. Scopul organizației a fost stabilirea unui stat islamic palestinian suveran, în limitele geografice ale Palestinei mandatare pre-1948. Respingând complet procesul politic, organizația susține că obiectivele sale pot fi atinse doar prin mijloace militare. Jihadul islamic palestinian și-a început operațiunile armate împotriva Israelului în 1984. În 1988, liderii săi au fost exilați de către Israel în Liban. În timp ce se aflau în Liban, grupul a primit antrenament, sprijin și alte forme de susținere din partea Hezbollah și a susținătorilor săi din Iran și a dezvoltat o relație strânsă cu organizația. În 1990, sediul s-a mutat în capitala Siriei, Damasc, unde și are în continuare baza cu birouri în Beirut, Teheran și Khartoum. Jihadul palestinian a orchestrat mai multe atacuri sinucigașe în Israel și continuă să fie considerată de către Israel cea mai extremistă organizație în metodele sale operaționale și angajamentul său pentru distrugerea Israelului. Până în 1995, organizația era, conform lui Fisk, poate cea mai feroce dintre toți dușmanii moderni a Israelului. A urmat o acțiune dură împotriva PIJ de către Israel și Autoritatea Națională Palestiniană, care a dus la slăbirea semnificativă a organizației. Pe 20 februarie 2003, profesorul de inginerie informatică de la Universitatea din South Florida, Sami Al-Arian, a fost arestat după ce a fost inculpat pentru o acuzație legată de terorism. Procurorul general al Statelor Unite, John Ashcroft, a confirmat într-o conferință de presă că Al-Arian era șeful organizației Jihadul Islamic Palestinian din America de Nord. Pe 6 decembrie 2006, Sami Al-Arian a fost condamnat la 57 de luni de închisoare, în conformitate cu un acord de recunoaștere a vinovăției. În noiembrie 2006, el a fost găsit vinovat de nesupunere civilă pentru refuzul de a depune mărturie în fața unui mare juriu federal și a fost condamnat la 21 de luni de închisoare pentru această infracțiune. Pe 27 iunie 2014, Guvernul Federal al Statelor Unite a abandonat toate acuzațiile împotriva lui Al-Arian. Jihadul palestinian este acuzat că a folosit minori. La 29 martie 2004, Tamer Kuweir, în vârstă de 15 ani din Rifidia, o suburbie a orașului palestinian Nablus din Cisjordania, a fost capturat de forțele israeliene în timp ce planifica să desfășoare o misiune sinucigașă. Fratele său mai mare a susținut că a fost manipulat și a cerut autorității palestiniene să investigheze incidentul și să-i aresteze pe cei responsabili pentru acesta. În urma altor atacuri teroriste asupra civililor din Israel, Shalah și Auda au fost inculpați conform legilor Statelor Unite și au fost adăugați în 2006 pe lista celor mai căutați teroriști de către FBI. În februarie 2012, guvernul Hamas din Fâșia Gaza s-a distanțat de jihadul palestinian. În timpul confruntărilor din martie 2012 dintre Gaza și Israel, care au urmat asasinării liderului Comitetelor de Rezistență Populară, Zuhir Al-Qaisi, care se lăuda cu răpirea lui Gilad Shalit, PIJ și PRC au lansat atacuri asupra Israelului. Hamas s-a abținut să se alăture în atacarea Israelului. Peste 100 de palestinieni au fost uciși sau răniți în violențele care au urmat, dar Israelul nu a atacat nicio țintă Hamas în acea perioadă. Încetarea focului a fost negociată între Israel și grupurile militante, nu cu Hamas. Ziarul arab cu sediul în Londra, Ashark Al-Awsat, a raportat în mai 2015 că Iranul a încetat să mai financeze organizația din cauza neutralității grupului în intervenția condusă de Arabia Saudită în Yemen, ceea ce a dus jihadul palestinian într-o criză financiară severă. Iranul se aștepta ca jihadiștii să condamne intervenția condusă de Arabia Saudită, principalul său rival regional. Ziarul palestinian Al-Quds a raportat că Iranul sprijină acum o ramură a organizației numită As-Sabirin, tradusă Cei Răbdători, condusă de veteranul jihadului islamic Hisham Salem. Sub conducerea fostului lider, Ramadan Shalah, grupul primea aproximativ 70 de milioane de dolari pe an din partea Gărzii Revoluționare Islamice a Iranului.
Ramadan Shalah a fost intervievat de Scott Atran și Robert Axelrod în Damasc, Siria, pe 15 decembrie 2009. În interviu, el a declarat că speranța pentru o soluție cu două state a dispărut și că există puțin sprijin internațional pentru o soluție cu un singur stat în care palestinienii au drepturi în toată Palestina istorică. Astfel, el a pledat pentru o luptă armată până la înfrângerea Israelului. Citez: suntem poporul indigen al pământului, m-am născut în Gaza, familia mea, frații și surorile mele trăiesc în Gaza, dar nu mi se permite să-i vizitez. Dar orice evreu american sau siberian are voie să ia pământul nostru. Nu există nicio posibilitate azi de o soluție cu două state. Acea idee este moartă și nu există nicio perspectivă reală a unei soluții cu un singur stat. Nu voi accepta niciodată, în niciun caz, existența statului Israel. Nu am nicio problemă să trăiesc cu poporul evreu. Am trăit împreună în pace timp de secole și dacă Netanyahu ar întreba dacă putem trăi împreună într-un singur stat, ea spune, dacă avem exact aceleași drepturi ca evreii să venim în toată Palestina, dacă Khaled Meshal și Ramadan Shalah pot veni oricând doresc și să viziteze Haifa și să cumpere o casă în Herzliya, dacă doresc, atunci putem avea un nou limbaj și dialogul este posibil. Am încheiat citatul. Într-un interviu din 2009 cu Al Jazeera, liderul PIJ, Ramadan Abdullah Shalah, a respins soluția cu două state, afirmând că soluția cu un singur stat este mai bună decât soluția cu două state și a acuzat autoritatea palestiniană că ar fi complice cu ocupația israeliană. Într-o carte din 2002, Yonah Alexander a scris că PIJ solicită distrugerea Israelului, respinge opțiunea unei soluții paznice cu Israelul și susține utilizarea tacticii de gherilă pentru a atinge acest obiectiv. Eradicarea Israelului este văzută ca o condiție esențială pentru a aborda provocările cu care se confruntă lumea musulmană. Se previzionează crearea fundamentelor pentru un scenariu viitor în care o armată islamică arabă semnificativă se angajează în confruntări militare pentru distrugerea Israelului. Jihadul islamic palestinian a fost responsabil pentru unele dintre cele mai mortale atacuri sinucigașe din Israel. Grupul este o mișcare jihadistă sunită, dar include și alte credințe religioase. Organizația a revendicat responsabilitatea pentru multe activități militante de-a lungul anilor și este responsabilă pentru mai mult de 30 de atacuri sinucigașe. În prezent, zvonurile și aluziile domină modul de percepere a teroriștilor sinucigași. Astfel, în Israel, numeroși ziariști continuă să acrediteze ideea că sinucigașii palestinieni care utilizează bombe înghit droguri sau alcool înainte de a fi trimiși să-și execute misiunile, luând modelul hașasinilor, dar aceste povești nu au aproape nimic real. Examinările amănunțite efectuate asupra rămășițelor unor astfel de teroriști la Institutul de Medicină Legală din Israel, chiar de directorul acestuia, au demonstrat că palestinienii erau perfect lucizi în momentul decesului. Conform declarației sale, testele sanguine nu au depistat urme de alcool, amfetamine sau opiacee. Ei sunt motivați psihic înainte de comiterea atacurilor sinucigașe. Deci, care pot fi motivele în stare să determine un individ să devină terorist sinucigaș? După cum se știe, marea majoritate a teroriștilor nu au o structură psihică particulară și nici nu suferă de boli mentale. Practic, implicarea lor în violența politică este rezultatul combinării mai multor factori care în final conduc la o profundă participare la acte extremiste. Este tulburător să constați, ca și în cazul altor teroriști, că nu există nicio dovadă că sinucigașii care detonează explozivi suferă de anumite disfuncții și nici nu sunt dezechilibrați mentali. Dimpotrivă, personalitatea lor este stabilă și comună, cu excepția particularităților culturale. Nasser Hassan, o cercetătoare care trăiește și muncește în teritoriile palestiniene de mai bine de 4 ani și care probabil a cunoscut mai mulți astfel de teroriști decât oricare alt cercetător în viață, aprecia că, din punctul ei de vedere, există foarte mici diferențe între tinerii care comit atacuri sinucigașe și cei care execută alte tipuri de atentat și intenționează să scape. Motivul pentru care un individ devine terorist sinucigaș poate fi complex și nu este neapărat legat de tulburări psihice sau dezechilibre mentale. În general, implicațiile în acte violente sunt rezultatul mai multor factori care se combină și care conduc la o participare profundă la extremism. Deși stereotipul unui terorist sinucigaș este acela al unui tânăr între 16 și 28 de ani, provenind din medii sărace și cu educație minimă, acest profil a început
început să fie contestat în ultimii ani. De exemplu, teroriștii din atacurile de la 11 septembrie 2001 erau în general din clasele de mijloc, mai în vârstă decât se așteptau și mulți dintre ei aveau studii superioare. În cazul grupărilor palestiniene, stereotipul unui terorist sărac și neinstruit poate fi de asemenea contestat. De fapt, mulți dintre sinucigașii palestinieni provin din clasele mijlocii, au absolvit liceul și unii erau chiar studenți la momentul comiterii atacului. Aceștia au primit sprijin și înțelegere din partea familiilor și comunităților lor. Un interviu cu teroristul Youssef Ali Mohamed Kamil, în vârstă de 21 de ani, oferă o perspectivă asupra motivației din spatele atentatelor sinucigașe. Kamil povestește în interviu de ce a ales să-și sacrifice viața pentru a ucide evrei, contrazicând astfel ideea că astfel de acțiuni sunt motivate de disperare sau sărăcie. Este important de menționat că Ariel Merari, un cercetător cu experiență și unul dintre puținii psihologi care au discutat recent cu teroriști sinucigași, respinge ideea că religia ar avea o importanță majoră în fenomenul terorismului sinucigaș. El concluzionează că religia este relativ neimportantă în fenomenul teroristului suicidar. Este adevărat că unii teroriști islamici cred că o persoană care moare în astfel de acțiuni devine martir, adică un șahid, cuvânt care înseamnă martor, și se referă la cineva a cărui existență rămâne un exemplu viu chiar și după moartea sa. Ca șahid, individul intră în rai cu cele mai mari onoruri, fiind considerat aproape la fel de important ca și profetul, precum Moise și Abraham. Însă interpretarea statusului de șahid în viața de apoi a alimentat speculații cu privire la caracterul potențialilor teroriști sinucigași. De asemenea, credința că un șahid este așteptat de 72 de virgine cu ochii negri când ajunge în paradis necesită o analiză mai atentă. Mulți occidentali au interpretat greșit această credință, considerând că tinerii sinucigași islamici sunt convinși că vor avea parte de experiențe sexuale în paradis, ceea ce i-a dus la concluzia că aceștia sunt frustrați sexual sau adolescenți obsedați, lipsiți de experiențe cu femeile și manipulați să comită astfel de acte de către recrutori cinici. Cu toate acestea, există o înțelegere greșită în rândul occidentalilor cu privire la adevărata interpretare a conceptului de 72 de fecioare din paradis. Nu există nicio aluzie la orgii sau experiențe sexuale. Această interpretare incorrectă a creat preocupări pentru potențialii teroriști, care sunt îngrijorați de modul în care credințele lor sunt percepute și înțelese în Occident. Jihadul islamic palestinian a revendicat responsabilitatea pentru următoarele atacuri. August 1987. Atac armat care a ucis comandantul poliției militare israeliene în fâșia Gaza. Iulie 89. Atacul asupra autobuzului EGD 405 de-a lungul autostrăzii Ierusalim-Tel Aviv, cel puțin 14 persoane ucise și 10 de răniți. 4 februarie 90, un autobuz care transporta turiști israelieni în Egipt a fost atacat. Atacul a lăsat 11 persoane, inclusiv 9 israelieni, decedați și altele 17 rănite. Februarie 1992, în noaptea furcilor, 3 soldați israelieni au fost uciși în baza lor, atacatorii folosindu-se de cuțite, topoare și o furcă. 6 aprilie 1992, un convoi al armatei israeliene a fost atacat în Hula, în sudul Libanului. 2 soldați au fost uciși și 5 au fost răniți. Decembrie 93, un rezervist israelian, David Mashrati, a fost ucis într-un atac armat asupra unui autobuz public. Aprilie 94, o mașină capcană la bordul unui autobuz public a ucis 9 persoane și a rănit 50. Ianuarie 95, atac cu bombă lângă Netania, care a ucis 8 soldați și un civil. Aprilie 95, atac cu bombă în Nețarim și Kfar Darom. Prima bombă a ucis 8 persoane și a rănit peste 30 pe un autobuz israelian. Al doilea atac a fost o mașină capcană care a rănit 12 persoane. Martie 96, un mall din Tel Aviv este locul unui alt atac cu bombă, ucigând 20 și rănind 75. Noiembrie 2000, o mașină capcană în Ierusalim, la un târg în aer liber, a ucis 2 persoane și a rănit 10. Martie 2002, o bombă a ucis 7 persoane și a rănit aproximativ 30 într-un autobuz care călătorea de la Tel Aviv la Nazaret. Iunie 2002, 18 persoane sunt ucise și 50 sunt rănite într-un atac la intersecția Megiddo.
iulie 2002. Un dublu atac în Tel Aviv a ucis 5 persoane și a rănit 40. Noiembrie 2002. 12 soldați și personal de securitate uciși într-o ambuscadă la Hebron. După atacul din mall-ul Afula, Pija a declarat că sinucigașul era o studentă palestiniană de 19 ani numită Hiba Daragmeh. Mai 2003. 3 persoane ucise și 83 rănite într-un atac sinucigaș cu bombă la un mall din Afula. August 2003. Un sinucigaș a ucis 21 de persoane și a rănit peste 100 într-un autobuz din Ierusalim. Octombrie 2003. O bombă a ucis 22 și a rănit 60 la un restaurant din Haifa. Octombrie 2005. O bombă detonată într-un târg din Hadera a fost responsabilă pentru uciderea a 7 persoane și rănirea a 55, 5 dintre ei grav. Aprilie 2006. O bombă într-o terasă din Tel Aviv a ucis 11 și a rănit 70 de oameni. Ianuarie 2007. Atât brigăzile martirilor al AXA, cât și PIJ au revendicat responsabilitatea pentru un atac sinucigaș la o brutărie din Eilat, care a ucis 3 persoane. Iulie 2007. Într-un asalt eșuat asupra unei poziții IDF la punctul de trecere Kisufim între Gaza și Israel într-o posibilă încercare de a răpi soldați IDF, 4 membri în armația brigăzilor Al-Quds și a brigăzilor martirilor al AXA au folosit un vehicul marcat cu semne TV și pres, au pătruns în gardul de frontieră și au atacat un turn de pază în ceea ce Jihadul Islamic și armata au numit o încercare eșuată de a captura un soldat israelian. Trupele IDF au ucis un militant în timp ce ceilalți au scăpat. Utilizarea unui vehicul care semăna cu un vehicul de presă a evocat o reacție puternică din partea multor jurnaliști și organizații de știri. Directorul Orientului Mijlociu al Human Rights Watch, Sarah Leah Whitson, a răspuns: utilizarea unui vehicul cu marcaje de presă pentru a efectua un atac militar este o încălcare gravă a legilor războiului și pune de asemenea jurnaliștii în pericol. VPA a răspuns spunând: într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al Jihadului Islamic, Abu Ahmed, a negat că ei ar fi pus marcaje de presă pe jeepul folosit în atac și a declarat: brigăzile Al-Quds au folosit un jeep blindat asemănător cu jeepurile blindate militare folosite de serviciile de informații sioniste. La 26 martie 2009, doi membri ai Jihadului Islamic au fost închiși pentru o conspirație de a ucide piloții și oamenii de știință izraelieni folosind mașini de jucărie capcana. La 15 noiembrie 2012, Jihadul Islamic a lansat 2 rachete Fajr 5 asupra Tel Avivului din Gaza, una aterizând într-o zonă nelocuită din suburbiile orașului și cealaltă în mare. La 24 iunie 2013, 6 rachete au fost trase spre Israel. Marile agenții de știri au raportat că Jihadul Islamic ar fi fost în spatele atacurilor. În martie 2014, peste 100 de rachete au fost lansate în sudul Israelului de către Jihadul Islamic și alte grupuri islamiste. La 14 martie, Shalah a anunțat că atacul a fost coordonat cu Hamas. Jihadul Islamic a folosit de asemenea propria lor rachetă, similară cu racheta Qassam, folosită de Hamas, numită racheta Al-Quds. Serviciile sociale furnizate de mișcarea Jihad Islamică se extind către numeroase organizații religioase din teritoriile palestiniene, care funcționează ca ONG-uri înregistrate. Aceste organizații administrează moschei, școli și facilități medicale, oferind servicii gratuite. Cu toate acestea, activitățile lor sunt monitorizate îndeaproape de Autoritatea Națională Palestiniană, care a închis unele dintre aceste instituții din cauza scrutinului. Un incident deosebit de îngrijorător a avut loc în timpul unei ceremonii de absolvire organizate de Jihadul Islamic. Copiii au fost observați purtând uniforme militare, branduind pistoale de jucărie și scandând lozinci anti-Israel. În mod șocant, ei au exprimat disponibilitatea de a se sacrifica pentru a elimina sioniștii. În plus, Jihadul Islamic operează numeroase tabere de vară destinate copiilor. Doar în 2010 au fost înființate 51 de tabere de vară, atrăgând aproximativ 10.000 de participanți. În cadrul acestor tabere, copiilor li se inoculează narrative tendențioase, accentuând conflictele istorice dintre evrei și palestinieni. Li se predă că evreii au persecutat istoric arabi și palestinieni, iar conflictul este prezentat ca fiind unul religios, nu teritorial. Mesajul de bază transmis copiilor este unul de ostilitate față de evrei, cu convingerea că atâta timp cât evreii vor locui în regiune, aceștia vor rămâne inamici de urmărit și de eliminat.
Majoritatea musulmanilor din întreaga lume resping și condamnă ferm actele de terorism comise în numele jihadului. Această poziție este susținută de organizații musulmane, lideri religioși și comunități musulmane din întreaga lume. Majoritatea musulmanilor se delimitează clar de jihadul terorist și adoptă poziții active în promovarea păcii, înțelegerii și cooperării interreligioase și interculturale. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă mi-apreciați conținutul și doriți să participați la dezvoltarea canalului, vă rog să vă abonați. Pe data viitoare!